Inspectoratul Județean de Jandarmi Olt își desfășoară activitatea ca la carte, spun cei din conducerea instituției. S-a ajuns la această performanță datorită gradului de ocupare. La nivelul instituției este un grad de ocupare de peste 97%. Maestrii militari și personalul contractual ocupă în proporție de 100% schema de încadrare, în timp ce la ofițeri rata de ocupare este de 90%. În anul 2017, la Jandarmeria Olt au venit 6 ofițeri și 17 subofițeri. Instituția a pierdut și personal de la începutul anului prin plecarea mai multor ofițeri și pensionarea a 12 subofițeri. Dinamica de personal în anul 2017 s-a concretizat prin sosirea în cadrul inspectoratului, mutarea în interiorul serviciului sau mutarea la cerere de la alte unități ale Jandarmeriei Române a unui număr de 6 ofițeri și 17 subofițeri și prin mutarea în interiorul serviciului a 4 ofițeri. 2 în cadrul altor instituții ale Jandarmeriei Române și 2 în alte instituții ale Ministerului Afacerilor Interne. Gradul de încadrare cu personal al Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt se prezintă astfel: ofițeri 90%, maiștri militari 100%, subofițeri 98% și personal contractual 100%. Încadrarea cu personal al inspectoratului este de 97%. Ceea ce permite executarea tuturor misiunilor destinate inspectoratului în condiții bune. Dacă la personal instituția stă bine, nu același lucru se poate spune și despre dotări, în special la parcul auto. Jandarmii olteni utilizează și acum autoturisme produse în anii 90. Statistic, dotarea cu mijloace de transport este de aproape 50%. Lucrurile s-ar putea îmbunătăți în perioada următoare, asta însă dacă un proiect implementat de Consiliul Județean va primi finanțare. Ultimii ani au intrat ceva autovehicule în dotarea unității astfel. În 2016 au intrat în dotare 20 de autovehicule, dintre care 18 prin redistribuit între unitățile Ministerului, 16 Dacia Logan, un Volkswagen Transporter și un Renault Trafic. Unul prin preluarea de autovehicule confiscate și intrate potrivit legii în proprietatea privată a statului, este vorba de un Volkswagen Caravel, și am reușit achiziționarea unui singur autoturism nou din fonduri bugetare, un Renault Trafic. În 2017, până la momentul de față, au intrat în dotare un singur autovehicul prin redistribuire între unitățile MAI, este vorba de un microbus Mercedes Vario, iar în perioada imediat următoare, sperăm noi cam o lună, să se preia încă alte 4 mijloace auto, 2 Dacia Logan, un Ford Transit și un Volkswagen Transport. La nivelul Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt funcționează și un pluton de intervenție antiteroristă. Lunar, jandarmii din cadrul acestuia execută exerciții tactice cu diferite teme la obiectivele din componența IJJ. Programele de formare pentru jandarmi reprezintă prioritate pentru Serviciul Resurse Umane. Așa se face că peste 20 de persoane au participat la cursuri de specialitate și stagii de pregătire în diferite domenii de activitate, respectiv lunetist, conducător ambarcațiune, pirotehnist, transport, corespondență clasificată și cercetare.